Una dintre patimile cele mai groaznice care macină omenirea este beția. Aceasta dă naștere la rândul ei la alte păcate și patimi. Bătăi, scandaluri în casă, despărțiri, desfrânare, crime, boli, întunecarea minții, înjurături și blesteme. Această patimă a beției iese foarte greu din om. Este câteodată nevindecabilă. Milioane de oameni în toată lumea suferă de patima beției, aducând suferință lor și familiilor lor. Cu adevărat, alcoolismul e o urgie. Nu face discriminări nici după sex, nici după vârstă. Îi înghite fără milă atât pe femei și pe oamenii în vârstă, cât și pe copii și adolescenți. Inițial, cei care abia sunt prinși în mrejele acestui cumplit păcat se mai pot opri, pot depăși atracția, își mai pot spune stop, dar cu timpul, să faci aceste lucruri devine tot mai complicat. Și ca urmare se dezvoltă o dependență și o boală care va distruge trupul și sufletul omului. Din păcate, astăzi numeroase familii se confruntă cu problema acestei cumplite urgii și a întrebărilor legate de ea. Cum ar putea fi ajutați soții, tații, mamele și prietenii care suferă de această cumplită patimă a beției, care a distrus și distruge anual mii și mii de suflete? Beția este într-adevăr o urgie. În vin sunt înnecate eșecurile, dragostea neîmpărtășită, problemele din familie și adulterul. Cauză a beției poate deveni nemulțumirea de sine sau trădarea prietenilor. Nu puțini sunt și acei care prin acest mijloc depășesc situațiile de stres existente care tot mai des apar în viață. E greu să aducem aici toate motivele și cauzele. Omul, alegând această cale de a se ascunde de problemele și greutățile existente, își schimbă parametrii vieții de la una reală la una iluzorie. Toate problemele sale nu se rezolvă, dar se înmulțesc și mai mult. Dependența de alcool este mereu o înfrângere. Beția este o cale care nu duce decât la pieirea atât a trupului cât și a sufletului. Alt motiv care adesea apropie omul de această patimă este tristețea, nemulțumirea de starea existentă sau, privit din punct de vedere medical, depresia. Formarea dependenței de alcool de obicei are loc în trei etape consecutive: de neurastenie, de drog și de encefalopatie. În stadiul întâi al bolii, atracția față de alcool crește și începe a avea un caracter obsesiv. Se pierde controlul asupra cantității de alcool consumat. Simptomele dominante ale acestui stadiu devin irascibilitatea, agresivitatea, pierderea atenției, slăbirea memoriei, insomnia, durerile de cap. În viața de zi cu zi, acești începători devin conflictuali și nu mai caută metode de a depăși conflictele. Lumea înconjurătoare le pare lipsită de bucurii și doar rachiul sau vinul le face posibilă acceptarea acestei realități. Sănătatea fizică de asemenea suferă schimbări grave. Suferă grav funcțiile ficatului, pancreasului și a inimii. Și cel mai important, suferă și se distruge irreversibil creierul. În al doilea stadiu al bolii, atracția patologică față de alcool devine de neînvins. Apare sindromul de abstinență, care este caracterizat prin tremurul mâinilor, amețeli, slăbiciuni, transpirație, tahicardie și o stare de uscăciune permanentă în cavitatea bucală. Nu rar apar și psihoze alcoolice. Beția deja e o stare zilnică. Personalitatea degradează tot mai mult. Gândirea devine tot mai săracă. Gama de interese se reduce la minimum. Voința omului se diminuează progresiv. Toate simptomele descrise pentru stadiul întâi se agravează. Stadiul al treilea
este deja stadiul alcoolismului avansat. Se caracterizează prin continuarea degradării sufletești și pierderea totală a sănătății. Ca să se ajungă la o stare de îmbătare, deja e suficient și foarte puțin alcool. Sindromul de abstinență devine foarte greu de depășit și este de lungă durată. Esența vieții devine alcoolul. Foarte grav sunt afectate organele interne. Ciroza, gastrita, miocardita, psihoza alcoolică, dispariția atracției și funcțiilor sexuale sunt numai unele din aceste simptome care îl vor însoți pe alcoolic. De obicei, la această etapă a evoluției bolii, nu mai există niciun interes față de familie, față de serviciu. La exterior se schimbă foarte mult, dobândind trăsături tipice acestei stări. Durata fiecărei etape variază de la caz la caz. La anumite persoane, pentru ca să ajungă în cea mai distrugătoare fază, sunt necesari 4-5 ani, iar pentru alții 7-8 ani. După cum arată practica, calea spre patima beției începe de timpuriu. Acceptarea ritualurilor de consum al alcoolului începe cu mult înainte de consumul adevărat. Copiii mici, stând la masă alături de maturi, ciocnesc și ei paharele. Nu există nicio îndoială că la copil se formează închipuirea despre alcool ca un atribut al vieții mature. Experții susțin că între 11 și 12 ani, la adolescenți se formează stereotipurile destul de stabil legate de starea de consum al alcoolului. Deseori, răsfățat de eforturile părinților și bunicilor, copilul devine în cele din urmă o persoană pretențioasă care își dorește satisfacerea indispensabilă a tuturor nevoilor sale. Dacă nu se întâmplă mereu așa, poate apărea decepția, frustrarea, furia și dorința de a uita de toate în băutură. Pe calea beției, adolescentul se poate lovi și de lipsa educării duhovnicești, de la atmosfera păcatului pe care o întâlnește în lumea maturilor, dar în primul rând în propria familie. Beția părinților mutilează sufletul copilului. Sfântul Vasile cel Mare zice: întrebuințarea cu măsură a vinului este sănătate, iar abuzul, necumpătarea, este vătămare. Vinul veselește inima omului, pe când beția este dușmănie cu Dumnezeu. Oricât de frumos ar căuta să o numească lumea, beția este un păcat de moarte, patimă înfricoșată și foarte greu de vindecat. Orice lucru care se face fără măsură este nepotrivit, însă necumpătarea la băutură este cea mai rea dintre toate, căci din asta vine distrugerea sănătății, întunecarea minții și îndobitocirea omului. Cel care se îmbată nu este în stare să țină nicio taină, nu știe de rușine, se aprinde repede la desfrânare, produce greață și primejdie celor din jur. Vai celor ce se scoală de dimineață și caută băutură! Iată cum zugrăvește Sfântul Ioan Gură de Aur pe omul bețiv. Dobitoacele cele necuvântătoare beau atâta cât le cere setea lor și niciodată nu se lasă biruite de poftă ca să bea mai mult decât le cere trebuința trupului lor. Pe când omul cel cuvântător, care depășește măsura la băutură, se face mai nesocotit decât dobitoacele. Și mai rău este că pe această boală oamenii nu o socotesc că ar fi un nărav rău și plin de păcat. Îi auzi pe unii cum se laudă zicând: noi bem destul de mult și cu toate acestea ne ținem tari ca fierul. Nu cunoaștem nicio vătămare din băutură. Așa zic cei voinici care au fire mai robustă. Și cu adevărat că vătămarea băuturii nu se simte la toți îndată. Din această cauză mulți prind curaj la băutură și urmează cu chefurile fără frică. Dar tocmai în această părere stă primejdia cea mare, căci omul, văzând că nu se îmbolnăvește din băutura cea multă, prinde curaj și face abuz.
materia arzătoare care se varsă în trup prin băutură necumpătată nu este altceva decât o otravă care pipăie toate organele omului ca să afle unde este partea mai slabă și acolo se cuibărește. O parte urcă la creier, alta intră în măduva oaselor, o altă parte rămâne în stomac, iar restul se împrăștie în toate venele. Din asta vine uneori vătămarea ochilor, rănirea stomacului, oftica, damblaua și stricarea minții. Dacă beția ar duce numai la vătămarea trupului, atunci primejdia n-ar fi chiar așa de mare, căci trupul este stricăcios și trecător. Însă beția vatămă și sufletul, lipsindu-l de mântuire. Sfântul Vasile cel Mare spune că năravul beției este demon de la sine dorit, maica răutății, potrivnic virtuții, care pe cel curat îl face destrăbălat, iar pe cel bărbătos îl face fricos. Beția nu cunoaște dreptate și leapădă cuvința. Sfântul Ioan Gură de Aur numește beția maica întristării și bucuria diavolului, care naște 10.000 de rele. Ea este nebunie de bunăvoie, trădarea cugetelor. Cel care se îmbată este un mort însuflețit, demon de bunăvoie, bolnav care nu are crezare, cădere fără răspuns și sluțenie de obște a neamului omenesc. Alcoolicul își pierde treptat rușinea, conștiința și demnitatea lui de om. Treptat se degradează și ajunge până la delirium tremens, ori la închisoare, ori la moarte. Aici se adeveresc cuvintele apostolului care răsună în cartea către romani. Să mai fie știut și aceasta, că otrava care se adună în trup din multă băutură nu stă degeaba nicio clipă. Ea lucrează pe nesimțite și ca viermii în lemn. Ea atacă organele cele mai gingașe ale trupului, mai ales plămânii, stomacul, ficatul și creierii. Dar omul nu pricepe aceasta decât atunci când îl ruinează desăvârșit. Viermele băuturii lucrează mocnit, însă merge în plin spre distrugere. Cel ce păcătuiește din neștiință dobândește mai ușor iertare. Dacă bețivii n-ar cunoaște vătămarea băuturii și n-ar ști că este păcat de moarte lăcomia băuturii, atunci ar fi vrednici de iertare. Însă fiecare cunoaște prea bine urmările beției și aude mereu cuvântul apostolului care strigă: nu vă îmbătați din vin în care este desfrânarea. Iar la Sfânta Evanghelie, Domnul zice către toți: luați aminte de sinea voastră, ca nu cândva să se îngreuneze inimile voastre cu mâncarea și beția. Să vorbim acum și despre metodele de tratare ale acestei boli. Ce întreprind medicii pentru ajutor celor suferinți de patima beției? Pe larg, e folosită utilizarea diferitelor soluții de dezintoxicare, medicamente psihotrope, preparate care provoacă o aversiune față de alcool, prin dezvoltarea unui reflex negativ condiționat, mijloace tonice, vitamine și altele. Dar în primul rând, ar trebui să înțelegem că alcoolismul și narcomania sunt boli, dar boli în primul rând sufletești. Baza consumului de alcool sau al drogurilor este golul sufletesc, nemulțumirea de existența sa, pierderea sensului existenței. De aici este clar că doar cu metode existente în medicină nu se poate soluționa problema. Convingerile și medicamentele nu sunt atotputernice. Pentru învingerea patimei e necesară căința sinceră către Dumnezeu la taina mărturisirii, însoțită de post și rugăciune către Maica Domnului și Sfinții lui Dumnezeu. Beția grea în care cade cineva poate fi și sub influența duhurilor rele. Ar fi cazul să menționăm că la delirul alcoolic, oamenii văd niște halucinații înspăimântătoare. Cel mai des, o parte a acestor halucinații reprezentând-o demonii.
Alcoolismul este o boală cronică cu rădăcini adânci. Totuși această boală, oricât de gravă, poate fi vindecată. Se scapă de ea nu cu pastile și injecții, ci printr-o lucrare lăuntrică individuală, prin nevoința sau strădania celui împătimit. Pentru aceasta este nevoie de următoarele: conștientizarea faptului că suferiți de patima băutului, că sunteți dependent de alcool, hotărâre nestrămutată în lupta contra beției și substituirea bucuriei de a bea cu bucuria autentică. Consumul moderat de vin, permis omului sănătos cu anumite ocazii, dependentului îi este interzis categoric. Oamenii nu beau de bucurie sau de viață bună, ci mai curând pentru că sunt copleșiți de probleme lăuntrice. Prin urmare, omul trebuie să încerce o rezolvare a problemelor personale, în niciun caz să fugă de ele. Cei credincioși vor găsi mereu soluții la problemele pe care le au. Dacă dependentul își rezolvă problemele și își descoperă sensul existențial, îi va fi mult mai ușor să renunțe la alcool. Când este hotărât să se lase de băut și caută fericirea în credință, în rugăciunea către Dumnezeu, în familie, în iubire, în comunicarea cu aproapele, în ajutorarea semenilor, în activități nobile și interesante, el va începe un nou capitol în viață, încărcat de sens și bucurie. Pentru îndepărtarea acestei patimi, să se spovedească curat și sincer din copilărie, să facă tot posibilul de a evita locul ispitirii cu băutura, să fie pusă la pomelnic persoana respectivă la cât mai multe mănăstiri și biserici unde se fac slujbe zilnice. Pentru a ne izbăvi de patima beției, putem face orice rugăciune. Cel mai important lucru este ca rugăciunea aceea să fie făcută din toată inima, cu cât mai multă insistență și cât mai des. Pentru a nu se ajunge la acest păcat, se recomandă spovedanie la timp, cumpătare încă din fragedă copilărie, evitarea de anturaje, depărtarea de prieteni care ne influențează la asemenea patimă. Deși patima beției este puternică, să nu pierdem speranța. Dacă omul vrea sincer să scape de patima sa și îl roagă fierbinte pe Dumnezeu să fie vindecat, atunci Domnul îl va ajuta neapărat. Și să nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului.